Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă voi strădui să păstrez pe cât se poate din frumoasa tensiune a lansării de mai devreme cu Kanye West despre Iuda, romanul lui Amos Oz, și vă spun că scena Humanitas are, iată, la acest bookfest privilegiu de a vă prezenta pe Ana Blandiana cu un nou volum de poezie, Orologiul fără ore, al 26-lea, dacă am știut eu să țin bine numărătoarea. E un privilegiu pentru noi să fim adăpostul, să fim casa unei ființe care e predestinată vulnerabilității, e predestinată sensibilității, poetul și Ana Blandiana ca poet înainte de orice. Preiau una dintre ideile Ioanei Pârvulescu de mai devreme, care la rândul ei înțeleg a preluat-o de la Fania Oz, anume aceea că un scriitor este cu adevărat mare atunci când la capătul lecturii cărților lui rămâi uimit, rămâi mirat. Și vin cu un adaos. Primul care trebuie să fie mirat e de fapt el însuși scriitorul. Iar poetul, așa cum pe urmele lui Holderin ne învață punderea, e întruparea cea mai înaltă exemplară a omului uimit care un suflet și uimit de dorința de a da glas acelui suflet. Poezia este un astfel de exercițiu, un înalt, poate că cel mai înalt exercițiu pe care cuvintele ni-l îngăduie, de a da glas uimirii din lăuntrul nostru. Credeți-mă că niciuna dintre marile întrebări care ne configurează destinul, niciuna dintre marile întrebări în perimetrul cărora se definește condiția umană, nu era tată în cartea, în cărțile Anei Blandiana. Dacă e să am îndrăzneala unei mici acolade confesive, foarte personale, am să vă spun că dacă în urmă cu vreo 30 de ani, când mă jucam de poezia și mă pomeneam chiar publicată la autori copii în convorbiri literare, cineva mi-ar fi spus că peste ani și ani voi avea bucuria de a o prezenta pe Ana Blandiana, n-aș fi crezut. Între timp eu am lăsat într-un fel poezia deoparte, dar am continuat să cred și cred în zeul poeziei ca într-un zeu dintre cei mai frumoși și mă bucur că am acest privilegiu, repet, de a fi gazda Anei Blandiana, după cum sunt și gazda altor mari poeți și scriitori, și mă bucur că la fel cum scena Humanitas se străduie să fie adăpost pentru ființa fragilă, care e ființa poetului, și cărțile noastre la Humanitas se străduie să fie vestmântul protector pentru cuvintele care sunt acolo. Am un obicei de câte ori citesc poezie, de câte ori citesc un volum nou de poezie și, credeți-mă, sunt un cititor de poezie. Îmi aleg totdeauna din volumul acela, pe care sigur aș vrea să-l învăț pe de rost, ca pe rugăciune, iar Orologiul fără ore e de la prima la ultima lui pagină, o splendidă rugăciune, îmi aleg o poezie și mă încăpățânesc să o învăț pe de rost, atât cât mai pot să învăț pe de rost și să mai am memorie, o poezie căreia îi spun talismanul meu, pentru că simt că puține pe lume te pot proteja, așa cum te pot proteja cuvintele dintr-o poezie. Îngăduiți-mi așadar ca înainte de a trece microfonul către invitații noștri de astăzi, Dan Liviu Boeriu și Tania Radu, să vă citesc talismanul meu. Printre clipe, ca floarea tăiată cu petale aripe, ți-amintești cum cădeai printre clipe și clipele cum se dădeau la o parte să te ajute să ajungi în adâncul din carte, unde stelele moarte se transformă în poeme și nu e târziu și nu e devreme să pierzi veșnicia, să renunți și să ierți. Ți-amintești întunericul dintre coperți? Vă mulțumesc! Bună ziua! Mulțumesc editurii Humanitas și doamnei Blandiana pentru invitația de a vorbi la lansare. Știu că atunci când ești invitat să vorbești la lansarea unei cărți, se presupune că
ridic capabil să livreze o opinie obiectivă în legătură cu cartea. Eu vă spun de la bun început că în ceea ce o privește pe doamna Brandeană, eu nu pot să fiu obiectiv niciodată. Ne leagă o foarte frumoasă prietenie, cu atât mai frumoasă cu cât a pornit tot de la o carte, și anume de la falsul tratat de manipulare, care este, fără să îmi placă să folosesc neapărat cuvinte mari, una dintre cele mai răvășitoare și importante cărți care au apărut la noi în ultimii 25 de ani. Și nu vorbesc întâmplător despre falsul tratat de manipulare, pentru că are o legătură subtilă cu volumul de astăzi. Ultimul capitol al falsului tratat de manipulare se cheamă întocmai Orologiul fără ore, cele trei cuvinte care dau titlul volumului de astăzi. E o explicație metaforică acolo în ultimul capitol. E vorba despre trei orologi, unul real și două inventate, ficționale, fictive. Primul orologiu deschis acolo este cel al cimitirului evreiesc din Praga, care la o primă observație nu are nimic spectaculos, însă la o privire mai atentă constați că arătătoarele arată timpul în mod invers. Și explicația neiblandiană, explicația metaforică pentru acest lucru este că în timp ce toate orologiile arată și măsoară viața, orologiul acela măsoară moartea. Al doilea orologiu din capitolul respectiv era cel dintr-un film de Ingmar Bergman, unde orologele dintr-un oraș, unor orologii din oraș, le lipseau complet arătătoarele, așa încât oamenii erau într-o permanentă senzație de libertate confuză și chiar angoasantă pe alocuri. Iar ultimul orologiu descris acolo este chiar orologiul fără ore, adică un ceas care îi se smulg cifrele, lăsând în locul lor acele găuri negre prin care se poate întrezări mecanismul uriaș care face timpul posibil. Cred că din acest punct de vedere tema principală, sau mă rog, una dintre temele principale ale acestui volum este modul în care reușim să coabităm cu această insistență a timpului de a rămâne nepăsător la toate frământările, la toate zbatirile noastre. Și explicațiile pe care Ana Blandeana, sau soluțiile pe care le oferă poezia Anei Blandeana aici, sunt, în primul rând, dorința de a ne păstra întotdeauna intactă o anumită disponibilitate de a gusta miracolele mici ale vieții. E foarte important să rămâi mirat de miracolul de a fi viu, de miracolul vieții și să înțelegi statutul tău de martor al frumuseții atemporale a naturii. Este o temă care trece prin toate volumele Anei Blandeana. Însă, și mai este o temă aici, în partea, mai degrabă în partea finală a volumului, devine foarte pregnantă problema morții ca acceptare a finitudinii acestui timp care totuși parcă nu se mai termină. Iar din acest punct de vedere se poate face o paralelă cu anteriorul volum de poeme al Anei Blandeana, Patria mea a patru, care a avut o evoluție internațională spectaculoasă, a fost tradus în 5 limbi de circulație internațională, a primit, datorită lui, doamna Blandeana a primit premiul european, poetul european al libertății. Acolo este vorba despre un volum în care primordiale sunt aplecarea către religiozitate, însă cu accente eretice pe alocuri. Și toată această revoltă din Patria mea a patru se transformă aici într-un ton defetist, însă numai la prima vedere. Pentru că dacă veți lua volumul de la cap la coadă, veți observa, cum a spus și doamna Lidia Bodea, că e vorba de un fel de incantație și că este vorba despre faptul că poezia singură este cea care poate să ne izbăvească de moarte. Pentru că poezia prin ea însăși este capabilă să transfigureze realitatea și experiențele limită și să le transforme în potențialul lor salvator. Și aș fi citit și eu, în final, la rândul meu, aceeași poezie pe care a citit-o doamna Bodea, dar voi citi în schimb o poezie care mi-a plăcut foarte mult și care se cheamă Râul cu un singur mal. Moartea pe malul căreia stau e numai o clipă de întrerupere, cât să te hotărăști să intri cu picioarele în apa rece ca gheața și să pășești înghețat pe pietrele lunecoase până la celălalt mal. Nu mi-e teamă de traversare, mi-e teamă de clipa în care țărmul părăsit dispare în aval,
ca și cum moartea ar fi un râu neîn stare să aibă decât un singur mal. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! E o adevărată provocare să vorbești despre Ana Blandiana cu un nou volum de poezie într-un timp atât de scurt. Și am să vă povestesc mai întâi, că așa se face la lansări, despre una din poeziile din acest volum, care este un elogiu adus poetului, în general. Și e o pată de culoare în acest volum, în care în principal e vorba de timp, e vorba de această emblemă a lui prezentă deja în volumul de memorie, orologiu. E o temă care răspunde multor alte teme din constelația tematică a volumelor Anei Blandiana. Aici însă are un desen care nu ne-a lupit de formele prelungi, subte, așa cumva, în cer, ale ciudatului pictor Dalí. Și mi s-a părut că totul e privit de undeva de sus, ca de un ochi care prelucrează totul într-o simplificare, într-o mare nevoie de claritate și de simplificare. Acest elogiu al poeților e o pată de culoare, o revenire în lumea noastră, dar este un lucru foarte frumos dacă la 97. Dacă... E un soi de poem rar în ultimele, cel puțin în ultima etapă a poeziei Blandiana publicate. Iesul așa. Atâția poeți cu pantofi, cu cravate, cu țigări și agende încărcate, cu obsesii, cu invidii mai ales, dar și, ce ciudat, cu îngeri de buzunar, care cad când vor să-și scoată batista, ca niște litere care se risipesc în zadar, dar înșirate cu minte, transcrise pe curat, ar putea forma cuvinte. Am vorbit despre cuvinte și în lansarea anterioară la Avosos și cred că acest foarte frumos volum are un sunet al cuvântului pe care trebuie să-l prețuim și să-l reținem de acum înainte. Cel mai mult pe mine m-a atins sunetul acela în care e surprinsă liniștea furtunii. Este un poem în care veșnicia e descrisă ca o încremenire în ochiul viitor al furtunii. E o imagine superbă în care viața este acceptată așa cum este, în curgerea ei către moarte și în același timp ipostaziată în imaginea de la începutul acestui volum, pe care de asemenea vă rog să o reținem cu toții, scriu cu alb pe alb în zadar, este primul vers al poemului, scriu cu alb pe alb și ultimul vers este în zadar. Ana Blandiana pune în acest zadar acceptarea acestei reluări infinite a lucrurilor, a faptului că totul este o roată care se învârte. Sâmburele răului, folosește o imagine eminesciană, nu face decât să rodească la infinit arbori ai binelui și al răului. Deci nu este o carte a nesperanței, ci o carte a privirii către dincolo de frontieră, odată ce ea a fost identificată. Acest mal pe care l-a pomenit Dan Liviu Boieriu este iarăși o frontieră, a vorbit și la Amosos de frontieră și astăzi și ieri, și sunt invitații la reflexie, sunt autori mari de care s-a vorbit în aceste zile la târg și va trebui să rămânem cu ei ca să rezistăm. Mulțumesc! Nu știu ce ar putea spune un autor despre cartea lui și nu știu dacă are vreo importanță. În general, sunt convinsă că
autorii sunt cel mai puțin în măsură să vorbească despre cărțile lor. În ceea ce mă privește, și în ceea ce privește ultima carte, de fiecare dată ultima carte, în cazul meu acest adevăr este un adevăr absolut, în sensul că deci, e clar că nu sunt în stare să vă povestesc despre ce e vorba în poezie. Pot să vă povestesc despre care este relația mea psihologică cu ceea ce scriu. E bine, această relație este în primul rând următoarea. Poezia mea există pentru mine atâta timp cât este scrisă de mână, atâta timp cât nu ajunge în mașina de scris, în computer, ca să nu mai vorbesc în tipografie. Urmarea este că am în permanență tendința să amân clipa când predau o carte, mai mult, să amân clipa când transcriu pe curat ceea ce, când introduc în computer ceea ce am scris. Ceea ce, oricât ar părea de ridicol, mă face să am două sau trei variante scrise de mână, pentru că întotdeauna vine un moment în care mi-e frică că nu mai înțeleg tot ce am scris, că e vorba de atâtea mâzgălituri, că nu mai știu exact ce a rămas, ce am considerat că a rămas bun, și atunci transcriu o dată de mână, pentru că dacă aș transcrie în computer, nu sunt sigură că aș mai fi în stare să-mi dau seama dacă sunt bune sau nu. Deci, poeziile, cartea asta a fost gata, cred că în august sau iulie anul trecut, voiam să o dau la Gaudeamus de azi toamnă și în ultima clipă i-am și spus doamnei Bodea că o să vin cu cartea și în ultima clipă m-a apucat așa o revoltă, dar cine mă obligă pe mine să renunț la ea, adică să o dau, pentru că în clipa în care o dau e clar că am dat-o de tot, e clar că nu mai e cartea mea. Drept care am hotărât, nu, și-a rămas scrisă de mână până acum vreo lună și ceva, când am înțeles că dacă nu o dau, nu mai poate fi tipărită. Și după aceea am lipsit de acasă acum două zile, ultimele două zile până seară, și am luat cartea cu mine, știind că o să trebuiască să spun ceva și ca să mi-o amintesc, e bine, așa cum spunea doamna Bodea, că au cititorii, singurul meu sentiment a fost de uimire. Citeam fără să-mi vină să cred că eu le-am scris ca și când nu eu le-aș fi citit de 10 ori scrise de mână înainte și când le știam ca ale mele. Și după aceea trece mult, mult timp până când ele încet, încet, spunându-le la diverse festivaluri, la diverse întâlniri cu cititorii, încep să redevină ale mele, și asta face de altfel ca ale mele să fie în mult mai mare măsură cele vechi, adică când mă ia cineva repede și spune, citește câteva poezii, eu imediat mă apuc să citesc din octombrie, noiembrie, decembrie, că alea, deci care a fost scris acum 30 de ani, pentru că alea sigur sunt ale mele, pe alea le și știu pe de post. Deci am vrut nu să vă spun că sunt eu o ființă stranie, ci să vă spun că cred că poezia este ceva straniu, ceva ce nu aparține celui care o scrie, și că cea mai mare fericire a lui este să aparțină altora, alții să simtă ca și când e a lor, și încet, încet, în felul acesta, devine și autorului ei. Vă mulțumesc! Vă doriți ca totuși poezia să fie și cuvânt scris de mână, așa cum e pentru Ana Blandiana, vă invităm la autografe și Ana Blandiana vor fi două cuvinte scrise de mână de autoare. Vă mulțumim!